Emisiune sponsorizată de Star Internațional, Arta de a trăi sănătos. Sper că ați reținut exercițiul de mișcare pe care l-am făcut. Pe de altă parte, Ana a venit și vi-a dat câteva sfaturi și recomandări foarte interesante. Este momentul în care vine specialistul alături de mine, doamna doctor Carla Fabian. Da. Bine ai venit! Bună ziua! Spune-mi, ai făcut mișcare astăzi? Da, în fiecare dimineață fac mișcare. Yoga? Și depinde ce am nevoie, depinde ce simt în ziua când mă trezesc. Ce simți când e așa de... În momentul în care este foarte cald, pe mine mă ajută foarte mult exercițiile de respirație conștientă. Respirația conștientă? Da. Hai să ne așezăm și să-mi spui cum e cu respirația conștientă, cum e cu terapia ayurvedică, pentru că este un lucru la care eu țin foarte mult, acela că oamenii ar trebui să fie conștienți că noi nu suntem doar... trup. Materie, da. Și că trebuie să ne gândim la toate componentele, să spun, structurale ale organismului uman, nu? Da, toate componentele noastre, toate învelișurile noastre. Deci noi avem 5 învelișuri care sunt grupate în 3 corpuri, dar mă rog, nu o să vorbim despre în mare detaliu despre asta. M-am gândit să vorbim astăzi despre sănătatea inimii. O, pentru ce bine. Că în foarte perioada important. De vară, în general, persoanele care sunt cu probleme cardiace au foarte mari probleme datorită variațiilor mari de temperatură care există și datorită faptului că organismul se adaptează mult mai greu la căldură. E, despre asta vreau să vorbim astăzi. Dacă avem probleme de cardiopatie ischemică sau de tot felul, că tu știi cum apar. Păi, această cardiopatie ischemică se manifestă în două feluri. Sau cu tulburări de rit, sau cu manifestări dureroase. Da? Deci amândouă au ca fundal această insuficientă irigare cu sânge a mușchiului inimii. Asta se numește, de fapt, cardiopatie ischemică. În momentul în care vasele coronariene, cele care hrănesc mușchiul cardiac, nu sunt suficient de permeabile, ele nu duc suficient sânge cu nutrienți la acest mușchi, care este un mușchi care lucrează în permanență. Deci este singurul mușchi din corpul nostru care nu se odihnește niciodată, nu are concediu. Da? Și adică atunci trebuie să avem grijă de el în mod special. Da. Bine, fapt, el se odihnește pentru că sunt... contracții și relaxarea acestui mușchi, dar este această succesiune care se realizează constant, fără pauză, până în momentul în care noi nu mai existăm în planul fizic. Ce facem ca să ajutăm acele persoane care au asemenea probleme? În primul rând, aceste persoane trebuie să aibă foarte mare grijă la alimentație și la hidratare în această perioadă caldă. De asemenea, ele trebuie să aibă grijă să nu iasă afară, să nu meargă la cumpărături sau la plimbare când este foarte, foarte cald, pentru că datorită căldurii se produce o vasodilatație periferică și inima trebuie să facă un efort suplimentar ca să poată să direcționeze sângele în absolut toate țesuturile corpului. Și atunci aceste persoane trebuie să aibă foarte mare grijă la aceste aspecte, trebuie să-și respecte medicația și de asemenea se pot ajuta foarte mult cu ajutorul remediilor naturale care vin să suplinească efectele medicației alopate. Bineînțeles, dacă o persoană nu are încă medicația alopată pentru patologia cardiacă, poate să opteze de la început pentru remedii naturale. În schimb, la persoanele care deja au de ani de zile medicația alopată, este important ca ele mai întâi să asocieze tratamentul pe bază de plante, pentru că corpul se obișnuiește cu medicația alopată și abia în timp să reducă, dacă este cazul, doza de medicație alopată, care din păcate, așa cum știm, are foarte multe efecte secundare. E adevărat ce spun. Spune-mi, există plantuțe care ne ajută și care ajută acele persoane care deja au probleme. Da. Eu spun că și preventiv ar trebui să luăm aceste remedii, tocmai pentru că ele ne ajută să avem un sistem cardiovascular foarte bine pus la punct. Așa este. Despre ce e vorba? Aceste plante care ajută la buna funcționare a inimii, bine cunoscute în fitoterapia indiană, dar și fitoterapia românească, sunt dintre cele indiene Arjuna, sau terminalia Arjuna în limba latină. Este o plantă cu un efect tonic cardiac de excepție și care are un foarte bun efect vasodilatator coronarian. Adică ea dilată aceste vase care irigă inima și în felul acesta fluxul sanguin este optim la nivelul mușchiului cardiac, care, așa cum spuneam, nu își poate permite să funcționeze în deficit. Nu putem să facem febră musculară la miocard, da? Pentru că în acel moment apar durerile sau tulburările de rit.
medicinală. Deci această plantă este extrem de eficientă pentru creșterea puterii de contracție a mușchiului și a randamentului acestei contracții. Este are contraindicații? Nu are niciun fel de contraindicație. Este bine să o luăm în anumite momente ale zilei? Bine, această plantă, în acest remediu, este combinată cu alte plante. De exemplu, vorbeam mai demult despre ashwagandha. Ashwagandha este un tonic general și un tonic cardiac de excepție. Bineînțeles, în compoziția acestui produs intră și această ashwagandha. De asemenea, mai avem în compoziția acestui produs trandafirul, dar este un trandafir indian, Rosa centifolia. După cum știm, trandafirul este floarea iubirii. În momentul în care iubim, inima noastră bate cu mai multă putere, bate cu mai multă eficiență și din cauza asta, dacă vrem să facem o prevenție a patologiei cardiovasculare, este bine să fim în permanență îndrăgostiți și să bem ceai de trandafir și să mirosim în permanență trandafir, pentru că asta ne ajută foarte mult. Sau nu întâmplător este trandafirul floarea iubirii, exact. Nu? Pentru că el este, exact, din punct de vedere ayurvedic, o plantă cu remedii incredibile pentru mușchiul cardiac. Da, cu efecte foarte bune, pentru că liniștește o inimă zbuciumată și o face să funcționeze normal și armonios. Îți mulțumesc tare mult, doamna doctor, pentru sfaturile pe care ni le-ai dat. Sunt sigură că ați reținut plantuțele care sunt, găsiți remediul respectiv. Vedeta invitată apare numai decât, așa că rămâneți alături de noi. Emisiune sponsorizată de Star International, Arta de a trăi sănătos.